Descoperă forța binefăcătoare a plantelor cu DaciA Plant. După 25 de ani, începem să ne pierdem producția de colagen cu 1% pe an, iar după 50 de ani, aceasta scade semnificativ. Pentru a evita pierderile masive de colagen, este necesară o suplimentare exterioară cu vitamine și minerale. Printre acestea se găsește siliciu, al doilea cel mai abundent mineral de pe Pământ după oxigen. În organismul uman, acesta se găsește la nivelul oaselor, articulațiilor, a țesuturilor conjunctive, la nivelul pielii, unghiilor și al părului. Chiar dacă la naștere avem o cantitate mare de siliciu în organism, acesta se pierde odată cu trecerea timpului, favorizând îmbătrânirea. O deficiență de siliciu în organism este corelată cu apariția ridurilor, subțierea firului de păr, fragilitatea unghiilor, alterări osoase, cartilaginoase, dar și arteriale. Siliciul este un element Vital care are rol activ în biosinteza de colagen, o proteină structurală importantă în menținerea elasticității și fermității pielii. De asemenea, contribuie la sinteza elastinei, care ajută la menținerea flexibilității pielii. Suplimentarea cu siliciu este utilă odată cu înaintarea în vârstă pentru a stimula producția naturală de colagen și pentru a menține într-un stadiu optim toate țesuturile bogate în colagen pielea, părul, cartilajele, oasele și vasele de sânge. Dar îți reamintesc că pentru a-ți menține sănătatea pielii, trebuie să ai o alimentație sănătoasă, echilibrată, bogată în nutrienți esențiali precum vitaminele, mineralele și antioxidanții. Cerealele integrale, grâul, ovăzul, orezul, orzul, fasolea verde, țelina, căpșunile, extractul din bambus, coada calului și anumite specii de alge conțin cantități semnificative de siliciu. Evită fumatul, mediile poluate, excesul de soare și fă întotdeauna mișcare. Fie că alegi să îți iei siliciu din alimente, suplimente sau produse cosmetice, nu uita că atunci când zâmbești și pielea ta strălucește. Descoperă forța binefăcătoare a plantelor cu Dacia Plant.